Salutare prieteni, eu sunt Vale de la NK Gaming HD și în acest video vom face un unboxing la un CD player auto de la JVC. L-am luat de la Altex, l-am preț bunicel. Avem modelul KD-X220, vine pe varianta fără CD-ul, decât cu USB și auxiliar. Pentru jack. Dar ne spun aici jos câteva specificații mici, USB și auxiliar. Avem suport pentru Android, pentru a face playback. Așa, easy control, chestii. Aceasta este fața cutiei, da? Cu iluminații, cred că sunt roșii sau portocalii, ceva de genul. Da? Așa este spatele, partea de jos, capacul aici sus, da, ne spune aici modelul, marca, câteva chestii pe aici, are ceauri, ieșire pentru subwoofer, bass, boost, ne spune aici, loudness și alte chestii, da, ne spune aici jos ce suportă. Ne spune 450W pe difuzor. Da, suport MP3, UMA, WAV și alte chestii. Da, partea de sus. Spatele cutiei. Aici cum se conectează și, mă rog, hai să-l scoatem din cutie. Pentru început, în cutie găsim aceste cabluri pentru a face conexiunile între casetofon și filele mașinii. Deci, acesta e plus sau ceva, galben, pentru comenzi pe volan, da? Le lăsăm aici o parte puțin. Așa, și mai avem aceste două lamele pentru a scoate casetofonul din acel suport. Și cutia e goală cum se vede, nu mai este nimic, o dăm deoparte puțin. Avem câteva cărticele de astea pentru, ne spune aceste. Avem mai multe limbi, văd că asta este rusă sau ceva. Da, ne spune aici modelul, mărimile și alte chestii. Și avem și în română. Ne spune aici chiar ce specificații are. Tot, cât suportă. Da. Încă o foaie cu nu știu ce e asta. Cred că este garanția ceva. Îmi pune și pasea într-o parte. Alea doi suporte este pentru a nu se lovin la transport oricum. Vine într-o țiplă de protecție. Și casetofonul este foarte mic pentru că nu are și CD-ul. Are decât USB aici și auxiliar. Am venit cu o folie de protecție. Deci aceasta este interfața. Interfața simpluță, zic eu. Da. Are și față detașabilă. Da? Așa. Are aici un suport pentru a-l pune pe mașină. Hai schimba asta așa. În partea din spate avem ieșirile pentru
subwoofer și antenă. Iar aici în stânga avem pentru conexiuni la boxe și la masă. Avem aici o mică siguranță. În partea din față avem aici un colț pentru a schimba melodia în față spate. Avem acum iPod și USB, putem schimba între USB aici și Android sau orice punem aici pe ăsta. Avem aici butonul de la 1 la 6 pentru a schimba posturile de radio. Easy EQ. Aici putem schimba, cred că asta cu bas, cu alte chestii. Acesta este butonul de volum. Super ca lumea. Da. Se simte bine la atingere. Aici pentru search și aici este pentru display. Ne schimbă aspectul și ce mai e pe aici. Da? Păi cam asta este unboxing-ul nostru de astăzi. Să vă arăt ce mai vine în cutie. Decât cu aceste fire și celelalte două astea mici pentru a-l scoate din ansamblu. Și cărticelele, bineînțeles. Sper că v-a plăcut acest video. Eu am fost Valiu de la NK Gaming HD și nu uitați un like, un subscribe, un share și ne auzim. Salutare!